Șefii județului vor privatiza managementul unui parc industrial. Plenul Consiliului Județean va adopta miercuri două decizii importante în ceea ce privește parcurile industriale din subordine. Pe ordinea de zi a ședinței din 25 iulie au fost incluse două proiecte ce fac referire la parcul agroindustrial Transagropolis și la parcul industrial de la Lețcani. În primul caz, consilierii urmează să aprobe alocarea unei sume de peste 32.000 de lei pentru realizarea unui studiu, ce va fundamenta decizia instituției de a concesiona ulterior serviciile de administrare și operare a parcului agroindustrial. În ceea ce privește parcul industrial de la Lețcani, gestionat de o firmă deținută de Consiliul Județean, consilierii vor aproba prețul de minim de pornire a licitației publice de concesionare a terenurilor din incintă către companii interesate. 1 euro pe metru pătrat pentru un an. Procedurile de licitație vor fi organizate de către firma menționată în baza unui regulament aprobat de plenul Consiliului Județean.